avem aici un nou model de stație, poate cea mai puternică din lume, are 100 de W, se numește Striker SR490 și în continuare vă voi prezenta câteva din funcțiile ei. Mai apoi vă voi arăta exact puterea pe aparatul de măsură, pe wattmetru. Am luat pentru exemplu un Midland KV520, cel mai utilizat reflectometru din piață. Ok. Prima funcție este reglarea puterii. Puterea se reglează de la 10 la 100 de W, da? O să și vă demonstrez. 20, probă, probă. Deci suntem pe scara de 200. O să vedeți că acul s-a dus undeva aproape de 100. Îl dau la maxim. 20, 20. E aproape de 100, da? Avem și funcția de monitorizare a vocii. O să folosim un pic eco-ul ca să ne dăm seama. 20, probă. E prea puternic. Mai reglăm și din volum. 20. 20. 2. 2. Aici avem benzile de la A la H. Este blocată pe D, cum ar veni. Da? Deci funcționează doar în 27 de MHz. De desubt avem microfonul cu 4 pini. Și este simbolizat fiecare pin. Mai apoi în dreapta volumul și schelciu. Această stație are și schelciu automat. Dacă o să apăsăm pe acest buton, trecem pe schelciu automat, se reduce zgomotul de fond, dar după cum știți, schelciu automat va reduce și din distanța de acoperire. Deci va recepționa, stația va recepționa doar semnalele slabe. Are un comutator pentru modul FM și PA, public adres, un comutator pentru Roger Beep, un comutator pentru reducerea zgomotului, un filtru noise blanker și iluminare ecran sau panou frontal mai degrabă. Avem câștigul microfonului pe interior, câștigul recepției pe exterior, ecoul pe exterior și volumul pe interior. De aici se schimbă canalele. Afișajul este albastru, iluminarea este albastră. Când se transmite, se aprinde LED-ul roșu pe ceasul analogic. 20, probă, probă, probă.